Infidelul, episodul 38. Vulcan îi spune Asiei că Aras este căsătorit. Vulcan aude din greșeală conversația lui Leila cu Kadir în grădina fundației și află că Leila este soția lui Aras. Kadir îl informează pe Aras că Leila este în oraș. Aras merge să o vadă la hotel. La început îi spune că nu-și amintește de ea și Leila îi povestește despre căsătoria lor. Atunci Aras o întreabă de ce l-a înșelat cu vărul său Mehmet dacă îl iubește și îi spune că vrea să divorțeze. De fapt, el află despre trădarea ei cu puțin timp înainte de accident. Leila iese pe hol după Aras și îi dă verigheta. Cineva le face poze când îi ia de mână și îl trimite lui Vulcan. După ce obține dovada că Aras e căsătorit, Vulcan îi spune imediat Asiei. Aras se teme că nu vrea să o piardă pe Asia. El așteaptă ca avocatul său din străinătate să depună cererea de divorț, apoi va spune totul Asiei. Asia, în schimb, și-a pierdut încrederea în el și se distanțează de el. Derin îi spune avocatului ei să facă tot posibilul pentru a prelungi cazul de divorț. Leila îl minte pe Kadir că se întoarce la Londra. Asia și Aras vor afla care este motivul pentru care nu i-a spus. Derin încearcă să nege la început, dar apoi îi spune Leila că cei doi sunt îndrăgostiți unul de ceilalt, deși Asia o recunoaște, nu arată. Leila își dă numărul ei de telefon ca să o anunțe când iese rezultatul analizelor. Când aparatele medicale pe care le-a comandat de la Kadir nu sosesc de ea, are probleme și se retrage din funcția de medic șef. Kadir regretă că i-a făcut probleme.